Thank you.
Thank you.
interpreți au avut emoții, dar vă asigurăm că noi am avut emoții cel puțin la fel de mari ca ei, pentru că muzica este purtătoare de emoții și noi vrem să transmitem asta, dar atunci când încercăm să sprijinim pe acești micuți, mari artiști, muzicieni, emoțiile și grija devin mai mari și câteodată sunt copleșitoare. Vedeți-mă, fiecare dintre acești minunați muzicieni au adus tot aportul acestor tineri pe care i-au sprijinit din repetiție, la fiecare repetiție până la concert. Filarmonica Pitești se mândrește cu sprijinul tinerilor interpreți și iată, în această seară am avut marea șansă, cine știe, mai târziu, ca acești tineri, sperăm toți să devină mari, mari artiști muzicieni ai lumii și să-și amintească de Filarmonica Pitești. Aceste diplome de participare este un pas mic, dar pentru voi un pas mare, sperăm, în viitor. În ordinea interpretării din această seară, Raluca Gheboianu, pentru participarea în cadrul Festivalului Tinereții, ediția 1, alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Pitești, în concertul nostru. Următoarea interpretă este Mădălina Sima, Ioana Comescu,